Vreau să văd cum fac, ce faci cu ouăle alea acolo. Mie mai bine îmi puneai fasole direct să mănc. Dar ce, un ou? Am uie din două, îmi las numai unul? Micul dejun. Micul dejun. Dar ce micul dejun? Ce mi-ai tăiat să... Dar ce e aici îngrămădit așa? Uitați. E carnața acolo? Ce e acolo? Uite pe pâțul, e acolo pâțul. Pâț! Pâț! Și-am eu șarotă, eu tătătăt. Ai și-am eu șarotă, eu tătătăt. Du-te, ce-i da, mă, tini, că nu că mă bagă în seamă. Pâț! Ați-ați avut o goa, mă, de pâț! Nu, că o duc în cameră. Acolo, până ce-ți fac să mânc. Până ce-mi fac să mânc, stau cu ea. Ai și-am iei chiar și-o rotă eu, tata. Ai și-am iei chiar și-o rotă eu, tata. Lași bângoia, tata. Lași bângoia, tata. Și-am iei... Nu cum așa rotă că am eliberat-o. Cum așa rotă ea pe mine că am eliberat-o. Cum așa rotă ea pe... Vezi că te arde ceaiul. Te arde ceaiul. Dă drumul la apă că vrea să bea apă. Extraordinar, nu a avut acolo apă. Mai încerc că-i zboară limba. Hai, pâț. Nu. Nu vrea. Lasă că știu eu ce trebuie. Să nu sare acolo, că de sari direct. Avă la cât e, tata. Avă la cât e, tata. Eu ieșam eu șarote la bușcăniață. Eu ieșam eu șarote. Nu știu că ți le dau ție, tate. Ieșam eu șarote eu la bușcăniață. Auză-l și pe ăla. Cam. Dă-te mai încolo, dă-te mai încolo, carurile. Dă-te mai încolo, cam îți dea curul razna. Cam îți dea curul razna. Fii atentă, ia, ia. Dă-te mi te ajuta, mă, te. Și-am-i te șarot tu, și-am-i te șarot tu, perdi fâță, mnică. Perdi fâță, mică. Și-am-i te șarot. O veni să-mi ia ei botul tensiunea. Și mi-a ceșorut, nu te teme, stai acolo. Hau, 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 hau. Amenilor, după cum vedeți, e vâjul mare și vâjul mic. E vâjul mare și vâjul mic. Uitați, ne face țiți. Tensiunea, dar glicemia nu mi-am luat-o. Mâine mi-a o glicemia. Ce vrei, ciuciule? Ce vrei, ciuciule? Ha? Nici nu mă bagi în seamă, ha? Nici nu mă bagi în seamă, ha? Zi, ciuciule. Zi. Așa e, fugi încolo când mă vezi, ha? Fugi încolo când mă vezi, ha? Zi! Ciuciulete! Ha? Vrei să deschid ăsta? Bagă mare! Bagă mare! Disperat acum, disperat acum! Ia uitați! Ia uitați! Ia uitați! Hai, hai! Hai că te ajută, tata! Hai! Asta se dă pe topogan. Tot distrus perdeaua. Uite-te. Tot distrus. O să tot trage și perdeaua de sus. Nu-i voie! Nu-i voie, perversule! Aduc pe pâț pe tine. Are să se uite la desene. Uite-te. Bine. I-am lăsat lumina aprinsă. Îl dorem pe aici, pe ăsta. Păi da seama. Păi da seama.
Hai, tata, unde fugi? Unde îndobor scaunile? Hai la tata. Hau! 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 Înțelegi tu cum stă treaba? Înțelegi tu cum stă treaba? Hai, da, să vedem ce zice paginile de socializare astăzi. Hai să vedem ce zice paginile de socializare astăzi. Pune-te acolo și stai cu minte. Stai cu minte. Te bagă în cușcă, te bagă în cușcă. O fugit. O bagă în cușcă. Băgați-o în cușcă, Diana, nici nu mă mai interesează. O fugit încolo. Bag-o la cușcă. Înțelegeți? Zgrele astea, oameni buni. Dacă pâța nu stă cu minte, n-avem ce face. Ia să vedem. Așa. Jup. Nelson Mondialul Fenomen. Vă aștept aici. Vă aștept pe pagina Nelson Mondialul Fenomen cu bifă. Ia uitați. Să-mi dați apreciere și să-mi lăsați recenzie. Ia să vedem recenzii. Avem recenzii. Bernard, humor mult, mulțumim. Avem recenzii, sunt mai multe. Vă mulțumim pentru recenzii, așteptăm recenzii în continuare. Acum ia să vedem ce avem noi pe sistem. După cum bine știți, eu am blocat foarte multe pagini pentru că nu-s curios de minciunile lor, însă tul eu vorba vine de minciunile mele. Înțelegeți? Și atunci, mai bine pentru că eu minciunile mele le dau, cum să zic eu, le dau cu dulceață. Ăștia le dă cu nervi, cu dinele, vai și amar de capul lor. Domnilor, numai Kurdistan, lipa-lipa, New Bucovina, razie de făcută de polițiști în municipiul Suceava, da, nu e așa, bun, muzic, vedeți-vă de treabă că voi nu mai cântați muzică. Vrei să asculți o muzică bună, dă fila până în 2005, mai mult. Când ai trecut de acolo, înțelegi, cash, cash, și la mine banii vin, cash, cash, hai aruncă, banii, înțelegi? Deci îți cere lăutarii în vremurile alea să arunci banii pe el, hai aruncă, ți-or dona. Și după aceea, pe partea alaltă, o dă ea cu dulceață, cash, cash. Și la mine banii vin. Bă, alo, bă, bă, alo, bă, reveniți-vă, bă. Reveniți-vă. Eu între Ucraina și ce se întâmplă acum nu mai cred nimica, nici nu mă interesează. Nici nu mă interesează. Înțelegeți? Ograda pruncilor. Arată termostatul în livadă. Bine, mă, lasă-mă, ghicitoare. Știți ce artist renumit este acesta? Ghințosul. Nu știm ce artist renumit este și nici nu ne interesează. Acum, uitați, aici postează ăștia cu mâncare și fai de capul meu, mă, oameni, mă, când văd, mă, așa se îmbracă de obicei, dar renunță la hainele largi. Dă-ne pace acum. Uitați, mâncați așa. Nimic, numai în limba rusă primesc. Nu e păcăleală, direcția de asistentă socială. Nu e păcăleală. Oameni buni, după cum vedeți, și dacă dai altuia, ți se dă și ție însuți. Înmiit! Mai fericit este să iubești decât să fii iubit. Sfântul Efrem cel Nou. Averea bisericii.
oameni buni, vedeți, exact ce v-a spus și el. Asta îmi plac mie. Și zice așa, și dacă dai altuia, ți se dă și ție însupit, înmiit, și să pune un punct, adică o încheiat citatul, fraza. Acum noi trebuie să-l dezbatem. Și dacă dai altuia, ți se dă și ție însutit sau înmiit. Deci, prietenilor, nu explicat bine. Poți să dai cu împrumut, să iei camătă, să iei dobândă. Uite, 100%, înmiit, deja acolo intră clanurile. Intră alea. Înțelegi? Aici Sfântul Efrem cel Nou nu a făcut descrierea acestei bunăvoință, bunăstări îndeajuns. Poate că în carte explică. Înțelegi? Explică mai bine. Pentru că așa, dacă stai, te duce pe mai multe raiuri. Pe mai multe raiuri. Tu l-ai, Doamne. Și dacă dai altuia, ți se dă și ție însutit și înmiit. Înțelegi? Poți să-i faci la altul în acas. E vorba de dat. Nu trebuie să te gândești că îi dai 10 lei, îi dai o conservă, îi dai... Înțelegi? Aici îs chestii care trebuie să le înțelegi. Dacă faci rău la o persoană, tu îl vei primi rău ăla de mai multe ori de la Dumnezeu. Înțelegi? Dacă faci bine la o persoană, îl vei primi bine la ăla tot așa. Ai, ai. Mai fericit este să iubești decât să fii iubit. Are dreptate. Are dreptate. Înțelegi? Ești mai fericit. Dacă tu iubești decât să fii iubit. Știți de ce? Aici e o chestie interesantă. Și vine cam așa. De câte ori tu, că ești femeie, că ești bărbat, ți-ai întrebat partenerul de viață, mă iubești? Ha? De câte ori mă iubești, Bot? Nu-și lipsa iubire. Ați văzut? Ați văzut? Exact ce vă spuneam. Uitați câtă ptită mi-a pus. Și asta o jumătățătă. Bine. Exact ce vă spuneam. De câte ori nu v-ați întrebat copiii, își pune la tata, cât mă iubești tu pe mine? Și copilul zice, mult, 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 mult. Știți până la ce vârstă? Până la vârsta de 7 ani? Ce tată mi-aduce atâta medicamente? Ai, ce tată? Ai, și uite până la vârsta de 7 ani, pentru că atunci există sinceritate, corectitudine. Ai, și eu ce te-aș pune pe pat? Până atunci asta e sinceritate și corectitudine. De la 7 ani încolo mărșăvi. Și atunci nu e sigur, bănuiești
Bănuiești, dar nu ești sigur. Și atunci e normal să fii mai fericit când iubești tu, ca și să fii iubit. Înțelegi? Ești mai fericit, da, o iubesc într-adevăr. Acum tu poți să iubești chiar și mâncarea. Că dacă zic viața, când spun viață, iubești tot. Iubești până și crengile de copac care îți dăruiaște o prună, un măr, o cireașă, un gutui. Înțelegi? Iubești până și trotuarul, asfaltul. Nu sunt gropi, nu te împiedici, nu-ți lovești durotula la mașină. Iubești tot, dacă e viață. Da, domnilor, îți cam grele astea. Trecem pe perpendiculara. Alo, să ne înțelegem. Așa am pățit ieri, mi s-o gătat, vorbeam cu Boc și mi s-o gătat camera. Trecem pe perpendiculara, pe perpendiculara. Altor postări, să vedem dacă găsim. Îmi pare foarte rău că la emisiunea asta ai umor. Primește, nu știu, pentru audiență sau pentru ce, primește tot felul de prostii. Deci dacă ai umor, mă, acolo trebuie să fie doar Caterinca. Nimic altceva. Am văzut că deja la ai umor primește și cântăresc, primește și... Nu știu. Sinteza zilei e tare. E tot trei bărbați au sunat un pensionar, l-a convins să-i dea 60.000 de euro și 60.000 de lei ce i-au spus la telefon. Acum vă spun eu. De unde eu știu tăia trei bărbați? Cum? Are 60.000 de euro? 60.000 de lei. Ori a fost urmărit, a vândut ceva, înțelegeți, bun, oricineva din neamul lui, care nu i-a dat, ăla fiind infractor, o mărs mână-mână cu alții, o da pontul, înțelegi? Dar ziua de astăzi, ca să mai pui botul la așa ceva, trebuie să fii vai și amar de capul tău. Înțelegi? Denisa Rifai. Asta e angajata SRI-ului. Și ăștia merg, înțelegi, acolo ca să-i execute. Oricum. Oricum, oameni buni, după cum vedeți, ninge, plouă, producătorii locali sunt la datorie. Piața volantă din Suceava s-a deschis porțile. Trebuie să mergem și noi acolo la piața aia, să vedem. Da, prietenilor, așa, băiat la Baia Mare s-a... Hai de capul meu pentru iubita lui, mă, oameni, mă, voi nu sunteți normali. Voi nu sunteți normali. Înțelegeți? Cum Dumnezeu să te spuzuri din cauza unei femei sau femeia din cauza unui băiat? Da? Ce-i cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Cred că n-ai avut gagică în viața ta sau n-ai avut prieten în viața ta. În primul rând, vreau să vă spun ceva. N-ai cum să iubești o persoană la nebunie fără să întreții contact sexual cu ea. Așa numai pe mângâieri și pe sărutări n-ai cum. Înțelegeți? N-ai cum. Aia sau el trebuie, deci dacă tu o iubești așa de mult și faci ceva nebunii, înseamnă că ați făcut dagă-dagă. Da, da. Dar trebuie să fii nebun ca să procedezi în halul ăsta. Pentru că fete sunt destule, băieți sunt destui. Prietenilor, cam asta a fost momentul zilei în care
am discutat și în ziua de astăzi despre frumuseți, bunătăți, dragoste. Înțelegeți? Ia, magazinele arhipline cu de toate. Deci, scumpeturile îs la ordinea zilei. Vă pupă tata Nelson Mondialu și vă urează o zi bună în continuare și vă aștept pe canalul meu YouTube, unde pun clipuri zi de zi și clipuri foarte frumoase. Deci nu mă nu mă laud cu minciuna. Clipuri extraordinar. Ăsta e canalul meu de YouTube. Acum voi o să râdeți de vizualizările mele, dar auziți, poate e o probă de control. Vedeți? Deci 9 ore, 18 ore, 21 de ore, 23 de ore, acum o zi, acum o zi, acum o zi, 2 zile, 2 zile, 2 zile, 3 zile, 3 zile, 3 zile, 4 zile, 4 zile, 5 zile, 5 zile, 6, câte 2-3 clipuri pe zi pune tata Nețo Mondialu pentru voi, care vă iubește. Și acum o să mă pun să mănânc acest mic dejun care e compus din 2 ochiuri de ou de casă, 2 feliuțe de salam de Sibiu, câteva, o jumate de roșie, castravete nu mi-o tăiat. Nu știu de ce nu mi-o tăiat castravete, că-s nervos. Ridiche și o jumate de chiflă. Tu l-ai, Doamne? Tu l-ai, Doamne, ce-mi place clipul ăsta? Mor de râs. Ni ăsta se tirează când ai de camera. Au! S-a tirat? S-a tirat când au văzut camera. Bă, pupa, tata, ăștia care se tirează, cred că sunt infractor. O făcut ceva să nu-i vadă, să-i zi până altă parte. Au, 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 au. Ciuc.